Am invitat să fim alături de sărbătoritul zilei, domnul Pușcher Peter, care astăzi și pe care astăzi îl sărbătorim cu un prilej într-adevăr deosebit. Sunt 50 de ani de când domnul Pușcher a pășit într-o carieră importantă, într-o carieră care nu a modelat doar destinul său personal, așa cum se întâmplă de foarte multe ori cu carierele, ci a avut consecințe asupra destinului foarte multor persoane și cred că nu trebuie să ne temem de cuvintele mari, personalități ale Aradului și nu doar ale Aradului. Și când spun asta, mă refer și la cariera de dascăl a domnului Pușcher Peter, dacă nu înșel la Iratoș, dar poate că domnia sa o să aducă completările necesare ulterior, și mă refer la activitatea jurnalistică a domniei sale, iar aici trebuie să fac o paranteză, pentru mine este chiar o mare onoare că o parte din parcursul meu profesional am avut șansa să o petrec în redacția ziarului Lingua Tieren, acolo unde am putut învăța de la personalități cum este domnul Pușcher, cum este domnul Iambor și cum sunt foarte, foarte mulți ziariști corecți, ziariști verticali ai ziarului Lingua Tieren din Arad. Și sigur, nu în ultimul rând, trebuie să ne raportăm la parcursul publicistic, scriitoricesc, de cercetător al istoriei Aradului, care pe domnul Pușcher l-a consacrat cu adevărat ca o personalitate locală și eu cred că putem să spunem chiar de talie națională și internațională, pentru că dacă astăzi Aradul este apreciat în foarte multe medii, din Ungaria, din România, este și datorită activității domnului Pușcher Peter, care a știut să transmită valorile locului, care astăzi, așa cum a făcut-o de foarte multe ori și în ultimii ani, oferă ghidaje profesionale celor care vin în orașul nostru să-i cunoască istoria, să-i cunoască locurile frumoase. Domnule președinte, distinse invitat și sărbătorit. Am lucrat doar 25 de ani, așa, legați, aproximativ, în presă și am albit. Domnul Pușcher are 50 și tinerește. Eu vreau să scot în evidență un alt lucru deosebit valoros cu care domnul Peter Pușcher vine astăzi pe masa arădenilor și a Aradului. Calitatea sa de ziarist care se apleacă către cercetarea istoriei și a culturii Aradului. Anul trecut, în decembrie, am reușit o performanță despre care s-a vorbit prea puțin. Am scris împreună istorici de orice, de toate națiile, de toate confesiunile și cinstelor de toate vârstele, trei volume de istorie economică și socială a Aradului. Chiar așa s-au intitulat: Arad, economie și societate. Volume coordonate de către conferențiarul universitar dr. Adrian Nițu. Lucrarea a fost premiată de către Societatea de Științe Istorice din România cu premiul Alexandru Dexenobol. Este pentru prima dată
că ne-am așezat la masă și am scris o lucrare în comun. Fără ură și părtinire, o lucrare de cercetare a istoriei Aradului, din toate punctele de vedere. Este o deschidere care vine să nobileze calitatea Aradului. Asta este calitatea Aradului. Aradul este punctul de legătură între Banat, Transilvania și Ungaria, acolo pe podul Traian. Acolo s-au împreunat imperii, acolo s-au împreunat țări, acolo s-au împreunat popoare, colonizări, acolo s-a realizat un lucru care a impus Aradul până la 1918 ca fiind al treilea oraș al Ungariei. Știți bine că se punea problema prin 1910 ca cea de-a treia universitate maghiară, după Budapesta Cluj, să fie deschisă la Arad. Așa era văzut Aradul atunci, grație arădenilor, indiferent de etnie, indiferent de credință, indiferent, și încă o dată întăresc, de vârstă. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, în calitate de gazdă, dați-mi voie să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Pentru noi toți, astăzi este o zi importantă și frumoasă, pentru că sărbătorim astăzi una dintre personalitățile marcante ale Aradului, pe domnul Pușkel Peiter. Evenimentul de astăzi ne oferă prilejul să inaugurăm o formă de recunoștință pe care ne dorim să o permanentizăm. În calitate de președinte al Consiliului Județean Arad, îmi doresc să recompensăm efortul și devotamentul oamenilor noștri de cultură, a intelectualilor Aradului și să-i aducem alături de noi, să-i consultăm și, bineînțeles, să învățăm din învățăturile lor. Onorată asistență, îmi face plăcere și mă onorează ca în numele arădenilor, a tinerilor și mai puțin tinerilor, a tuturor celor care avem așteptări de la județul nostru și care în felul nostru contribuim la un Arad mai bun, mai frumos, mai puternic, să-i confer domnului Pușkel Peiter pentru realizările profesionale deosebite pe parcursul celor 50 de ani de carieră profesională, pentru dragostea sa față de Arad, pentru felul neobosit cum s-a implicat în viața Aradului și mai ales pentru urmele frumoase pe care le lasă în istoria județului nostru. Titlul de ambasador al culturii județului Arad. În același timp, îi urez domnului Pușkel Peiter multă sănătate și putere de muncă, să contribuie încă mulți ani de acum înainte la transmiterea acestui percept important pe care l-am moștenit de la înaintașii noștri, Arad Morad. Și ca să nu prelungim suspansul, doamnelor și domnilor, după...
să vedeți că fiecare amiral, chiar și al presei, are un contra-amiral în fața căruia dă raportul. Domnilor și domnilor, îl invit în fața dumneavoastră, în fața noastră, pe domnul Pușcher Peter. Stimatul domnule președinte al Consiliului Județean, stimate domnule vicepreședinte, Bogdan Levente, stimați director de la Consiliu, de la Biblioteca Județeană. Probabil ați observat și dumneavoastră că sunt copleșit de emoții. Sincer să fiu, nu mă așteptam la așa ceva. Când am aflat, credeam că o să fie, eu știu, un eveniment de duzină, o să fiu eventual felicitat, eventual voi primi o diplomă și cu asta basta. Încă o dată vă spun, nu mă așteptam și sunt copleșit de emoții și la vârsta asta încă pot să ai emoții. Ce aș putea să mai adaug la cuvintele atât de frumoase, poate un pic și să nu zic exagerate, dar prea călduroase la adresa mea. Sunt un arădanjet veget, strămoșii mei au trăit în Arad și în județul Arad de peste 300 de ani. Era normal ca și eu să devin un înflăcărat patriot local. În același timp, am considerat întotdeauna, încă din copilărie, că a fi ziarist nu este o meserie, nu este pur și simplu un câștig onest, ca să zic așa, ci este o vocație. Provin dintr-o familie de tipograf, tatăl meu și bunicul meu au fost la fel de tip, au lucrat în tipografie, au fost tipograf. Pot să afirm, fără teama de a greși, că în loc de abecedar am învățat să citesc, poate și să scriu din ziarele aduse de către părinții mei, de către tată și de către bunic. Era normal că undeva drumurile noastre să se întâlnească. După absolvirea facultății, așa cum s-a spus, am lucrat câțiva ani în învățământ, dar am dat curs chemării fostului redactor șef de a mă angaja la ziar și am făcut-o cu mare bucurie. Am lucrat la diferite secții, cel mai mult la secția de, să zic așa, de urbanism și la secția culturală. După câțiva ani mi-am dat seama că ziarul trăiește doar o zi. A doua zi, după apariție, este doar o hârtie simplă. Și atunci am ajuns la concluzia că ceea ce am ajuns la concluzia că ceea ce scriu va dăinui doar atunci dacă le voi aduna într-o carte. Și iată așa, pe la mijlocul anilor 1990, am publicat prima carte în care am înserat majoritatea articolelor publicate în presă.
marea majoritate a lor erau de istorie locală, istoria Aradului, istoria județului Arad, istoria anumitor evenimente. Așa, pofta îți vine mâncând, am elaborat și a doua carte, și a treia, și a patra, și trebuie să aduc pe această cale mulțumiri editorilor, editurii în limba maghiară, a domnului Veserveni și a domnului Matiuț, care este redactorul șef și proprietarul editurii Ardene Mirador. La început am publicat doar în limba mea maternă, în limba maghiară, dar ulterior am publicat câteva volume și în limba română. Chiar și din cele publicate în limba maghiară, unele au fost traduse în limba română. M-am angajat la ziar la data de 1 aprilie 1968, deci aniversarea de 50 de ani este valabilă. Chiar dacă între timp a venit timpul să mă retrag, să mă retrag în sensul de a intra în pensie. Totuși nu am rupt legătura nici cu cotidianul la care am lucrat. 35 de ani am început să public anumite seriale, dacă nu înșel, 6 sau 7 seriale și în momentul de față tot sunt la, cred că la numărul 20 din serialul numărul 7, să zic așa. Majoritatea erau de, ridicau probleme de conștiință, probleme de urbanism, probleme de istorie locală, pentru că sunt un arădean înfocat, sunt un patriot local, apreciez foarte mult istoria bogată a acestor ținuturi și, bineînțeles, și cultura în care este implicată și cultura naționalităților conlocuitoare. Ca să nu lungesc, aș vrea să spun, limitându-mă între, ca să zic, între hotarele onestității, că în cei 50 de ani am publicat aproximativ 10.000 de articole și mă gândesc numai la articole, așa sunt mai mari, deci nu la cele mici, peste 10.000 de articole și aproximativ 600 pe teme de istorie locală. Am publicat ca autor 17 cărți, câteva sunt acolo, deci v-am adus, poate unii nu le cunoașteți, și ca să le vedeți. Din păcate am foarte mulți amici, am foarte mulți prieteni, condeieri, scriitori și mereu facem schimb de cărți. Din proprietățile mele am rămas la ultimele exemplare. Mulțumesc. Deci 17 cărți, 17 volume proprii și cam tot atâtea în calitate de coautor sau colaborator. Colaborator în sensul de n-am scris decât 2-3 capitole sau chiar poate și un capitol mai voluminos. Vă mulțumesc încă o dată pentru cuvintele calde la adresa mea.
în măsura în care sănătatea și vârsta îmi permite, voi continua. Am omis, am primit, a spus și domnul Ando, că am primit și câteva premii destul de valoroase. Premiul Uniunii Ziariștilor Maghiari din România, premiul Uniunii Scriitorilor din România, secția Arad, premiul istoricilor din România, premiul Adexenopol și, în ultimul rând, premiul municipiul Arad, premiul de excelență. Vă mulțumesc că m-ați onorat cu prezența într-un număr foarte mare, mult peste așteptări, și urez tuturor multă sănătate. Cei care n-ați obținut vârsta mea și ajungeți la vârsta asta, cei care ați scris cărți sau v-ați implicat în cercetarea de istorie locală sau de istorie, să continuați și să mergem înainte, să ridicăm Aradul, județul Arad, la acel rang pe care îl merită. Vă mulțumesc!